Bine ați venit la Stănila, satul care altădată avea peste 100 de case. De satul Stănila din județul Buzău foarte puțini au auzit. Altădată, de la stânele de aici venea brânză care ajungea pe mesele mai tuturor buzoienilor, iar mina de chihlimbar din apropiere inunda mințile cu gânduri de îmbogățire. Acum, bogăția satului mai este doar în amintiri. O mână de orășeni a adoptat satul. Nu vin cu daruri, ci cu alimente de strictă necesitate, ca să le dea putere localnicilor să mai reziste încă o iarnă. Ghid pe drumul forestier este preotul care slujește la poalele muntelui, dar să ajungi la cei mai încăpățânați oameni ai muntelui este greu. Un pod de gheață e primul obstacol dintr-un șir de pericole care ne despart de satul pe care l-am adoptat. Și iată că puțin efort te ajută să treci de râu. Urmează pante înclinate la 60 de grade și podețe șubrede. Drumul este înghețat, iar preotul care deschide caravana ne arată că putem înainta. La destinație, de la oamenii locului, nu ai cum să primești un mulțumesc mai sincer. Sănătate multă! În timp ce orășenii împart ajutoarele, copiii preotului se apucă de tăiat lemne. Nu mă întâlnesc cu nimeni. A rămas o câțiva. N-am cu cine mă întâlni aceea. Mă, dacă vrea să vie cineva pe la mine. Eu sunt bătrână, neaște plecarea. Am 86 de ani. Bătrâniete, haine grele, bre. La Stănila orice șoaptă se aude cu ecou. Aici la drum numai decât când auzi o mașină. Că te miri când auzi o mașină venind. Mai vedem oameni și lume, că nu avem unde vedea. Da. Era bine odată la sat, că eram mulți. Era moșii, le duc dorul la toți vecinii, la toate neamurile care au plecat pe lumea ceilaltă. Nu mai vorbim cu nimeni, uite, stăm fiecare, că suntem departe unii de alții. Nu a fost tot timpul atâta liniște și atât de multă resemnare. Altădată aici era sufletul acestui sat. Zeci de copii gălăgioși și plini de viață veneau la această școală pentru a descoperi minunile care erau trecute în cărți. Acum însă, cărțile sunt abandonate, la fel ca și aceste bănci în care nu a mai stat nimeni. Ba chiar mai mult, acoperișul clădirii stă să pice. Și totuși, aici nu era doar o simplă școală de sat. Oameni de la munte, care sunt oameni mari acum. Da, avocații, procurori, profesori. Au fost oameni deștepți care au învățat și au luptat să ajungă să le fie bine mai departe. Oamenii din Stănila nu sunt optimiști. Din 100 de familii care era, a rămas pustiu, așa cum vedeți. Dacă era harnic, plecam și noi, că acum am plecat atâția din satul ăsta de aici. Am zis că putem cât am trăit, dar uite că moartea vine și ia câte unul, câte unul, care rămâneam nechinuind greu. Bătrânii cu suflet încă tânăr au văzut și orașul, dar nu s-au adaptat. Mi s-a părut că mă duc în rai. Când m-am dus la București prima dată să fac școala profesională. Și în ciuda sărăciei, oamenii au două case. În casa mică locuiesc ei, pe când în cea mare... Aici e pentru musafiri. Care musafiri? Acum nu prea mai vin, dar vinea odată și 10. Deși e greu să numești drept viață bună traiul în Stănila, oamenii spun că muntele îi ține la depărtare de probleme. Eu bolnav în viața mea. Tinerilor le este greu să se despartă de cei pe care îi consideră bunicilor. Un colț de rai uitat de lume. În momentul în care le duci ceva de mâncare, vezi cât de mult înseamnă anumite chestii pe care tu le consideri minimale. Și deși supraviețuitorii muntelui ar mai sta la povești, același drum greu îi așteaptă pe călători. În urmă rămân 14 bătrâni, pentru care sălbăticia muntelui este adăpost și refugiu în același timp.